felicitări. E, și acum invit în scenă clarinetistul Ardelean Alexandru, Rad Mihaela Sălaj, Dochiu Sărbica din Mehedinți, Mugur Vasile Maramureș, precum și Chișe Andreea Bihor. Succes, copii! Thank you.
fac oameni buni, dar frumios deși cu mișuni, eu fac ciuna șovară. Thank you.
solicitări. Discutam cu cineva aici, în culise, vai, doamna profesoară, dacă atât de buni copiii au fost acum, îmi dau seama cum a fost concursul și cât a fost de dificil. Să știți că, într-adevăr, a fost o ediție foarte, foarte reușită și mulțumim foarte mult primăriei orașului Șimleu, special domnului primar. I-am mulțumit și pe parcursul concursului pentru sprijinul pe care îl acordă tinerei generații, promovarea valorii în rândul tinerilor, indiferent în ce domeniu. Invit acum doi cetierași, unul din Satu Mare, care a dat într-un an trofeul, dar acum nu e vorba de acel copil, nu mai este, parcă un Mario. Putem? Așa. Și un violist din Zalău, Blaga Vlad. Ba da, este Vlăduț cel pentru care eram astăzi foarte curioasă. Uite, curiozitatea mea a fost satisfăcută și ai cântat minunat pentru că ai primit și un premiu frumos.
și invit acum în scenă câștigătoarea trofeului din această ediție. Aș vrea să vă mărturisesc că mă încearcă o emoție deosebită, deoarece după 7 ani de concurs Tradiții Silvane, trofeul revine la Șimleu. Ne-am mai îmbogățit tezaurul nostru local, al frumosului nostru oraș, cu încă un trofeu. Înseamnă foarte mult pentru noi, pentru toți locuitorii, și înseamnă foarte mult pentru mine personal, ca și profesor. O invit în scenă pe Daliana Lazov. Aș vrea să vă mărturisesc că sunt foarte emoționată că am făcut ca trofeul să rămână acasă. Și acesta a fost un vis de-al meu încă de mică, care s-a împlinit cu ajutorul Bunului Dumnezeu și a doi dascăli, doamna profesoară Neaga Cornelia și doamna Neaga Gabriel, care mi-a dat acest trofeu. M-au îndrumat pe acest drum, încă de mică, și au devenit pentru mine o a doua familie. Aș vrea să le mulțumesc și să le transmit tot respectul și să vă spun încă o dată că vă iubesc. Felicitări și eu sunt sigură, sunt absolut sigură, Daliana va reuși să facă și să spună foarte mult în folclorul nostru al zonei Bacăului. O cunosc de atâția ani, de 7 ani lucrez cu ea, dacă nu mai bine. Este primul trofeu, Daliana, este primul trofeu și acesta acasă, ceea ce este foarte greu de obținut. Felicitări! Mulțumesc! Aș vrea să le mulțumesc și juraților care au făcut această apreciere, dumneavoastră spectatorilor și părinților mei că mă susțin și sunt alături de mine. Și bineînțeles, din orchestră care... Cărora le-am mulțumit pe tot parcursul și spuneam de acest minunat parteneriat și de această școală altfel, pentru că vreau să vă mărturisesc că în aceste 2 zile, în așa fel am conceput concursul, ca tinerii, cei care participă în concurs, să cânte tinerilor din orașul nostru. A fost un parteneriat și o reușită, spun eu, și felicit încă o dată toți colegii mei profesori din toate zonele care au venit cu încredere la Șimleu. Dragul mic în pucumaci măr, dormi de ochii dragi măr.
cât o fost vadia cu mine. Și nu știi cât-i de greu măi să fața dumneavoastră o interpretă și dascăl în același timp. Vine din Fădiceni, este vorba de Maria Tanasă, pe care mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți din emisiunile televizate de la Dezaur Folcloric. Mă încearcă iar un sentiment deosebit. Cu Maria ne cunoaștem de mult, suntem colege și colege de cântec. Ne-am amintit și pe parcursul acestor zile de doamna Maioara Murărescu, Dumnezeu s-o ierte, cea care a fost mereu alături de dascări și i-a promovat împreună cu copiii pe care i-au format și ne-au învățat un lucru. Dacă aveți ceva deosebit de spus, tinerei generații, s-o faceți. Aveți grijă în demersul vostru, de repertoriul lor, de felul cum vin îmbrăcați, pentru că vă reprezintă pe voi și reprezintă neamul nostru românesc. Noi am învățat această minunată lecție de la doamna Maioara, și atât cât vom trăi și vom sluji cântecul popular și ne-am și catedra, vorba prietenei și colegei mele, nu uităm aceste lucruri. De aceea aducem în fața dumneavoastră
copii frumoși, copii valoroși, pentru că, la urma urmei, ei sunt viitorul nostru. Dacă, da? Dacă, cum știm să ne creștem, așa îi vom avea. Dacă nu, o să ne ia alții, să știți. Da. Și e mare păcat. Doamne, mă zbătoare, dacă drumul nostru e orizontal al lumii, se termină mâine sau poimâine sau peste 10 ani, noi nu murim. În urma noastră, popor după popor, copii care rămân cu ceea ce au preluat de la noi, cu vorbele pe care le-au înghițit ca pe orice apă vie de la noi și ei vor avea de spus când vom fi acolo cu Doamna Mădreana Mărăvescu, vor avea de spus pentru noi un cuvânt greu sau un cuvânt ușor. De aceea noi am rămas să slujim copiii, pentru că acesta este darul nostru. Bunul Dumnezeu a împărțit fiecăruia. Dacă ne-am dat să învățăm pe alții, încercăm să învățăm ceea ce știm noi mai bine. Mă bucur foarte mult, Maria, și sunt sigură că Părintele te primește așa cum te cuvine și sper că te-ai simțit deja foarte bine. Deja am venit. Da. Poftim, succes! Vă doresc o primăvară frumoasă. Vă doresc lumină și bucurie într-o înviere a Domnului Iisus. Vă doresc să aveți mulți oameni și dascări ca familia mea. Vă doresc să aveți mereu copii premiați, așa cum ați avut astăzi. Și vă dăruiesc împreună cu câteva fetițe cu care am venit de la Părăceni, că am venit de drag pentru Cornilor. Vă dăruim o plăceasă frumoasă pentru că suntem aproape de Paști și apoi câteva cântece frumoase din repertoriul nostru. Numai cei cu gând
sunt ai lui Iisus. Dorim să fim mereu fii plăcuți lui Dumnezeu, ca să fim și Oh.
Milor, dragostea bărbaților,
Să te apună Dumnezeu, să fie pace în lume, în țară și mai ales în sufletele noastre, și în Moldova, și în Șemleu. Doamne, rog!